Ce, Eremia ne-a demonstrat că nu se pricepe doar la muzică, provocat de colega noastră Hermina Hagianu la o partidă de golf. Artistul nu a dat înapoi. Haideți să vedem cum s-a descurcat. De ce să știi că eu nu știu să joc golf? Băi, nici eu nu știu regulile, sincer să fiu, dar îmi place să joc golf. Mi se pare un joc funny, așa, și de îndemânare. Tocmai de asta te-am chemat să mă înveți și pe mine. Păi te învăț, am ajuns de câteva ori pe aici și o să te duc la câteva trasee de-astea super grele să le facem împreună. Deci ideea care este? Să ții, stai așa, lasă, în fond spațiu, da? Iartă-mă, gata. Deci ții piciorul așa, din câte știu eu, adică multe nu știu, nu te gândi, dar încerc. Și lovești de aici, cum ar veni, știi? Pac! Să avem aici un triunghi de ăsta, trebuie să lovim în partea dreapta a triunghiului, să se ducă mingea în dreapta și după să intre în gaură. Eu zic așa, hai să încercăm din trei, că ești la început și n-avem cum să dăm din prima. Că ești la început și n-avem cum să dăm din prima, înțelegi? Bun. Ei, uite, vezi? Asta se numește un început de rateu. Ce bine ai început. Nu? Aproape că ai pierdut. Și acum mai lovești cumva să bată aici, în partea asta, sau să bată cumva în peretele ăsta și după aia să fie mult mai ușor să o bagi în gaură. Ia, ah, vezi, mă, că era să mă facă fata. Acum că ai învățat, avem doar din trei mișcări, ok? Pe lângă și ce mai faci tu, știu că faci și sală, cardio. Da, mai merg pe la sală, facem cardio. Eu am scos și o melodie numită cardio. Știam că melodia este bună și bineînțeles că dacă faci ceva frumos, ești apreciat. Ai nevoie și de pasiune și de... Bineînțeles. Trebuie să ai inspirație multă, trebuie să vezi ce cere publicul, să... Găsești rețeta perfectă. Aolo! N-am nimerit. Mai mă lași pe o dată, că ți-am oferit ție 3 șanse în plus. Bineînțeles. Pot? Pot. Nu mai, am pierdut. Hai, încă o dată. Hai bine, încă o dată. Genial. Îmi spuneai că ai nevoie de inspirație. Pe tine cine te inspiră? Păi... Ce? Cine? Nu cred că mă inspiră cineva. Sunt inspirat de situație, de vremea de afară. Hai să te văd. Îmi găsesc inspirația foarte multe lucruri, să știi, poate și acum, că suntem în parc și ne jucăm golf împreună. A joci corect, așa joci tu corect, nu? Bine. Nu s-a filmat asta. Ia uite, băi, cât noroc, mă, frate, n-am văzut așa ceva. Deci n-am văzut așa ceva cât noroc pe pata asta. Fii atentă, dacă ăsta e greu. Deci trebuie să dai pe acolo prin... cu tare găurică. Uite, vezi ce ți-am zis? Vine înapoi la mine, mă ascultă, e cu minte. Hai că am încredere în tine. Mă, mai era să încerc o dată. Da. Stai puțin. Unde înaintăm? Păi aici, nu? Hai să înaintăm. Baby. Joacă golf campinele americane. E tare fata, da, da. Unde să pui? Te-am strâmbă. Nu-i panică. Fii atentă, da? Stai aproape. Credeam că o bag și eu din prima. Te las de data asta. Deci tu trebuie să privești ținta unde vrei tu să dai. Ia uite-mă ce talent. Ah. Aproape. Hai că mai ai puțin. Foarte tare. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mama, we're gonna be alright.